Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumința Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Astăzi, alături de noi, îl avem invitat pe domnul Răzvan Ionescu, membru PSD. Bună ziua, domnul Ionescu, și bine ați venit! Doamnă, bine v-am găsit! Cum comentați schimbările din mediul politic local, acest schimb de lideri între PNL și PSD? Domnul Iacomi trece la PNL, domnul Iliuță trece la PSD. Cum vedeți? Aș putea comenta din perspectiva Partidului Social Democrat. Plecarea domnului Iacomi cred că nu afectează niciun fel desfășurarea campaniei și mobilizarea echipei. N-am auzit niciun suspin în organizația PSD Călăraș după plecarea dânsului. Din contră, poate se remarcă o relaxare, o întărire a echipei. Urmăresc de aproape desfășurarea campaniei la nivel local, în special al municipiului Călăraș, unde candidatul PSD, domnul Dulce, văd că se remarcă și pe fondul unei nemulțumiri foarte mari a candidatului PNL, șansele domnului Dulce de a câștiga sunt foarte mari. Credeți că există o problemă la nivelul organizației județene, ținând cont că este al doilea lider politic care ia această decizie de a pleca la PNL? Asta după ce domnul Pandea, în urmă cu ceva timp, a plecat? Eu am mai dezbătut acest subiect și oamenii vin și pleacă din diverse motive în partide. În primul rând că nu înțeleg că organizația de partid este total diferită față de orice altă structură. Mă refer aici, dacă ar fi să comparăm, cu o instituție publică sau cu o firmă sau cu un ONG. Partidul în sine are o cultură corporativă total diferită. De aceea ar trebui să fie deschis tuturor părerilor, iar puterea argumentului să fie pusă pe masă și puterea votului să fie cea care învinge. Așa, nemulțumiți suntem tot timpul. Și eu am trecut prin astfel de situații. Și am înțeles că trebuie să te așezi la masă, să-l privești pe celălalt în față, să-ți privești colegii în față și până la urmă să se ia o decizie echilibrată în avantajul, în primul rând, a comunității, că partidele astea reprezintă comunitatea din care sunt, și fără a spulbera pe mai departe speranțele unora sau ideile altora. De aceea cred că lucrul acesta, pentru o generație mai nouă, pe care domnul Pandrea, de exemplu, o reprezintă, poate nu a fost suficient explicat. Pentru fostul președinte interimar, actualul și probabil viitorul primar de Lehliu, lucrurile stau altfel. Motivele, din punctul meu de vedere, au fost cu totul diferite. Să nu uităm că dânsul a fost parlamentar, dar nu s-a găsit în Parlamentul României. S-a reîntors în politica locală, iar acum a plecat la alt partid. Părerea mea este din dorința de a securiza niște afaceri locale. Asta este singurul motiv. De aceea spun că cele două exemple pe care mi le-ați oferit, din perspectiva motivației, a justificării gestului lor, sunt total diferite. Apele nu sunt foarte limpezi nici în ceea ce privește celelalte partide la nivel local. USR a întrerupt colaborarea cu Plus. USR de curând a încheiat un protocol de colaborare cu PNL. Aceste alianțe rupte, protocoale, cum le vedeți? Cum să le văd? Sunt alianțe preelectorale, în sensul în care probabil unii candidați sprijină alegerea altor candidați. Sunt partide mai mici care încearcă alianțe pe termen scurt, cum spuneam, până la rezultatul final. E posibil ca după obținerea rezultatului aceste alianțe să se destrame și să se formeze altele, pentru că ai nevoie de o majoritate în Consiliul Local,
ai nevoie de o majoritate în Consiliul Județean și atunci ca președinte sau ca primar trebuie să depui toate eforturile ca să ai un Consiliu majoritar. Nu dau o mare atenție alianțelor preelectorale. Alianțele postelectorale sunt mult mai importante. Ați adus în discuție alianțele postelectorale. Liderul Pro-România, Victor Ponta, a fost prezent ieri la Călăraș și a făcut o declarație foarte interesantă. A spus că după alegeri vom avea o guvernare PNL-PSD, iar singurele partide de opoziție vor rămâne Pro-România și USR-ul. Vedeți la guvernare alături de PNL? Ne vedem la guvernare, cred că alături de toate partidele parlamentare. Eu aș oferi o soluție aceea unui guvern național, de unitate națională. Cred că este momentul ca toate partidele, toți reprezentanții partidelor politice, să renunțe la disputele politice, la un veleitarism care nu duce practic nicăieri. Și în urma moțiunii de cenzură pe care Partidul Social Democrat a anunțat-o, cred că acest guvern de Uniune Națională ar trebui instalat de urgență. Pentru că ar trebui să aibă în vedere trei deziderate foarte importante, trei măsuri foarte importante, trei domenii foarte importante care trebuie luate în discuție cât mai urgent. Economia țării, direcția socială, deci partea socială și, evident, sănătatea populației. Un guvern de Uniune Națională cred că ar fi mai ușor de obținut, iar președintele țării, să nu uităm că are dreptul de a nominaliza un prim-ministru, știm foarte bine, poate că el nu va fi din partea Partidului Social Democrat, lucru pe care l-a subliniat de foarte multe ori. E posibil ca acum lucrurile să se schimbe, având în vedere condițiile actuale. Posibilitatea instaurării unei stări de urgență de la zi la zi crește. Iar atunci nu cred că vom mai putea vorbi de alegeri locale, de alegeri parlamentare. Grija viitorului guvern va fi punerea pe roatea țării din punct de vedere economic, protejarea populației din punct de vedere social, dar și sanitar. Asta dacă va trece moțiunea. Dar dacă va rămâne actualul guvern, din câte se pare, alegerile vor avea loc pe data de 27 septembrie, cel puțin așa și-au propus. Rămânerea actualului guvern, din punctul meu de vedere, nu este o soluție. El nu mai are nici sprijin popular, cu atât mai puțin sprijin parlamentar, știind foarte sigur că nu are. Și nu cred că vor fi partide parlamentare care nu vor vota această moțiune. Sunt probleme foarte grave, vedeți, sunt chiar săptămâna trecută un colectiv întreg de la Direcția de Sănătate Publică București a dat demisia. Lucru inadmisibil. Adică acest guvern nu reușește să gestioneze niște probleme foarte serioase, pe lângă faptul la acest lucru se mai adaugă și indisciplina pe care unii din conaționalii noștri o au. De exemplu, litoralul Mării Negre în momentul de față este un focar de infecții. Acei oameni vor pleca de acolo și se vor duce în toate direcțiile țării și probabil în septembrie-octombrie vom vedea o creștere foarte mare a numărului de îmbolnăviri. Pe 22 august s-a stabilit ca fiind data Congresului pentru alegerile PSD. Ce credeți că ar trebui schimbat în PSD? Cu ce idei ar trebui să vină viitorul lider? Aici un subiect mai amplu de dezbătut. Cred că trebuie să ne întoarcem la un moment zero. Cred că cu asta ar trebui să înceapă Partidul Social Democrat, să explicăm oamenilor de ce nu suntem la guvernare. Pentru că este finalul mandatului pe care noi l-am câștigat în 2016 și trebuie să explicăm de ce nu suntem la finalul mandatului, de ce am pierdut alegerile parlamentare, de ce pe durata mandatului PSD-ului am avut 3 prim-ministri și peste 80 de miniștri, de ce obediența unor lideri politici locali
în jurul liderului Maximo a dus la răsfrângerea asupra țării a multor probleme pe care a căror consecințe le suportăm și în ziua de astăzi, iar toate aceste deceuri ar trebui să aibă un răspuns, pentru că venim astfel astăzi sau pe 22 august în fața oamenilor încercând să găsim un mesaj coerent, da? Și care trebuie să fie în context cu realitatea de astăzi, realitatea pe care o trăim. Și atunci o să fie destule voci care o să ne întrebe, băi, v-am dat o șansă, da? De ce ați pierdut-o? E un alt început pentru Partidul Social Democrat. Sper ca alegerile să determine alcătuirea unei echipe omogene, unei echipe constructive, pentru că luptele politice, atât în interiorul partidului, cum spuneam mai devreme și în afara lui, nu mai contează. Este vorba de ce se întâmplă cu țara. Iar dacă nu avem politicieni conștienți de acest lucru, indiferent că sunt de la PSD și de la PNL, din punctul meu de vedere ar trebui să plece. Lucrurile sunt foarte grave, sunt foarte urgente, iar țara are nevoie de soluții aplicabile astăzi, nu mâine. PSD are în momentul de față un astfel de lider care să-și asume responsabilitatea acestor explicații? Partidul trebuie să dea dovadă de, cum spuneam, de solidaritate, de coeziune, trebuie să dea tonul către varianta de salvare națională și cred că în momentul de față, în persoana domnului Ciolacu, are un lider care poate aduna în jurul lui o echipă. Până la urmă, echipa este importantă, puterea echipei de a da soluții, de a se implica. Evident și popularitatea liderului și modul în care el gestionează toate aceste lucruri. Sunt nesemnificative, spuneam, disputele dintre grupări. Ați văzut că la acest congres sunt două grupări care, mă rog, doi lideri care și-au asumat... Domnul Teodorovici? Da, care și-au asumat... Competiția, aceasta. Da. Iar cred că disputele sunt nesemnificative din două motive. Este vorba de criza în care suntem în moment, ne aflăm în momentul de față, criza sanitară și criza economică și alegerile. De alegerile locale sau alegerile parlamentare. Soluția pe care, la care eu mă gândesc este să nu aibă loc aceste alegeri. Să le transferăm undeva către primăvara anului viitor și să ne ocupăm de instaurarea unui guvern nou și de aplicarea urgentă a soluțiilor de care vorbeam mai devreme. Cred că aceasta ar fi. Putem să lăsăm alegerile pentru anul viitor, pentru că nu se întâmplă nimic dacă Parlamentul poate funcționa, susținând un guvern de Uniune Națională. Primarii, consiliile județene pot funcționa în același fel cum au funcționat și până astăzi. Ne împiedicăm de aceste date, de septembrie alegeri locale și noiembrie-decembrie alegeri parlamentare. Primăvara anului viitor pentru alegerile locale. Alegeri locale într-un tur sau în două tururi? Cum le-ați vedea? Păi, nu pot să le văd decât cum sunt, într-un singur tur. Depinde încă o dată. Există foarte multe voci care susțin faptul că actualii primari au cele mai mari șanse într-un singur tur. Și atunci nu se va schimba foarte mult după aceste alegeri locale. Bine, că se mai schimbă primarii, mai trec de la PNL la PSD, de la PSD la PNL. Așadar, în primul tur, cele mai mari șanse au primarii în funcție. De aceea s-a discutat și ideea alegerilor în două tururi. Există posibilitatea să se schimbe această prevedere legală și să revenim la alegeri în două tururi? Vezi, au trecut 30 de ani de la
în momentul în care am crezut că instaurăm democrația în România. Această migrație, după 30 de ani, anul acesta poate că n-a fost niciodată. Da. Aminteați mai devreme. Și văd că Parlamentul nu găsește soluția pe care toată lumea să o îmbrățișeze, aceea de a stopa migrațiile. Deci dacă nu vrei să mai fii în Partidul Social Democrat și crezi că găsești adevăratele valori liberale în altă parte, poți să pleci, dar nu în acest fel. Adică îți pierzi mandatul, nu? Mai stai o tură și mai vedem după aceea ce se întâmplă. Însă, cu o săptămână sau două înainte de a depune oficial candidaturile, vedem această mișcare haotică pe care nu mai putem să o înțelegem, pentru că nu are nicio justificare logică, decât aceea că probabil ai citit un sondaj și vezi că respectivul partid poate câștiga alegerile, nu este, cred, benefică pentru societate în niciun fel. Să vedem această schimbare cu câteva luni înainte de alegeri și ne folosim de pretextul că nu avem adeziune la partidul respectiv, suntem doar simpatizanți. Așa, motive se găsesc oricând. Nu? Era... Ați adus în discuție alegerile din 22 august. Considerați că domnul Teodorovici îl va susține pe domnul Ciolacu în eventualitatea câștigării unui mandat de președinte sau cred îl vedeți că... plecând, se va scinda PSD-ul? Cred că așa ar fi să facă. Învingătorii rămân la masă, iar cei care au pierdut disputa electorală pot rămâne și într-o variantă de echipă, cum spuneam mai departe. Acum este pur și simplu o opțiune personală. Nu știu câtă lume din PSD îl va urma pe domnul Teodorovici la un partid nou pe care nu îl văd avea vreo șansă în perspectiva viitoarelor alegeri. Este suficient crearea Partidului Pro-România de către Victor Ponta, tot un partid care se vrea de stânga. Eu cred că o masă critică deja nemulțumiți de politica PSD-ului s-au mutat deja acolo. Cred că nu vrea ce să rupă din Partidul Social Democrat în momentul de față. A spus se vrea de stânga. Nu-l vedeți? Un partid de stânga? Doctrinele astăzi sunt discutabile. Poți fi un partid de stânga și aplica variante economice de dreapta. Este pur și simplu trebuie să te pliezi pe realitatea din momentul acela. Dacă este bine pentru comunitate, pentru țara ta, trebuie să o faci. Obiectivul principal al viitorului guvern, relansarea economică și ajutarea mediului economic, așa ați spus. Care sunt principalele măsuri pe care viitorul guvern ar trebui să le ia? Am văzut astăzi, cred că astăzi se publică în Monitor oficial ordonanța de urgență privind reducerea programului de lucru, așa zisă Kurzarbeit. Am împrumutat în limba germană această sintagmă. O să văd varianta finală, pentru că au fost dezbateri privind susținerea a jumătate din salariu de către stat. În ce variantă se face aceasta? Cred că lucrul acesta va ajuta foarte mult, în sensul în care atunci când se va identifica că o firmă, să spunem, unei firme, i-a scăzut cifra de afaceri. Iar lucrul acesta nu se datorează managementului defectuos, ci scăderii absorbției unei piețe sau, mă rog, pe fondul unei conjuncturi economice defavorabile, atunci angajatorul va plăti angajatul cu 50% din salariu, iar statul, aici este dezbaterea, sau a fost dezbaterea și aștept varianta finală, cam 85% din salariul pe care l-a avut, sau mai era o variantă cu 85% din salariul mediu brut, dacă nu mă înșel. Deci o să vedem varianta finală, dar din punctul meu de vedere
Și apariția ordonanței cu granturi, cu forme de împrumut, cu, este foarte binevenită în momentul de față. E adevărat că a venit cam cu întârziere. Din martie până acum au trecut 5 luni. Sunt alte state care s-au grăbit înaintea noastră. Am venit de la Consiliul Europei fluturând 80 de miliarde și acum trebuie să ne așezăm la masă să vedem cum îi aducem acasă, pentru că acele 80 de miliarde sunt deocamdată pe masa cuiva la Bruxelles, în niciun caz în conturile noastre. De aceea cred că partidele pot furniza în luna septembrie cei mai buni specialiști pe care i-au în diverse domenii, tocmai pentru a forma acest guvern de Uniune Națională. Ministrul Finanțelor a anunțat de curând că scăderea economică nu este atât de mare precum s-a estimat inițial. Care credeți că ar fi acest motiv? Unii spun că oamenii veniți din diaspora, blocați în România, în perioada aprilie-martie, poate chiar mai, și-au cheltuit banii în țara noastră. Au avut ei puterea să susțină economia țării? Nu știu dacă ăsta poate fi un factor. În schimb, cele câteva sute de mii de persoane care au venit nu se vor mai întoarce în țările din care au venit, pentru că acolo ei nu mai au locuri de muncă. Și-au pierdut locurile de muncă. Și atunci problema viitorului guvern va fi și aceasta, să creezi locuri de muncă pentru cei care au venit, pentru că ai deja foarte mulți asistați sociali, șomajul a crescut îngrijorător și atunci soluțiile aici stau. Dacă nu găsim variante pentru a integra aceste persoane în câmpul muncii, apăsarea fiscală pe viitorul guvern și creșterea datoriei publice va fi mai mare. Iar atunci, cu cât timpul trece, soluțiile sunt și mai greu de găsit și mai greu de aplicat. Dar, încă o dată spun, dacă oamenii se așează și sunt în stare să sunt capabili să renunțe la orgolii politice și să pună pe masă variante de câștig, cred că din septembrie putem spune că speranțele noastre cresc și că președintele împreună cu acest guvern, pentru că mă bazez foarte mult și pe înțelepciunea președintelui, cu toate că până acum de puține ori a dat dovadă de așa ceva, dar probabil că vom intra, cum să spun, într-o zonă de securitate, atât economică, cât și sanitară. Tot Victor Ponta spunea ieri la Călăraș că dacă acum nu se face nimic pentru ajutorarea mediului economic a oamenilor de afaceri, începând de anul viitor vom începe să îi îngropăm și ne așteaptă o criză mai puternică decât cea din 2010. Nu aveți citate decât din Victor Ponta? Astăzi da, pentru că a fost recent la Călăraș. Da. Da, aici nu am ce să zic, îi dau dreptate. Îi dau dreptate și cu toate că îi dau dreptate în ceea ce a spus, mai mult decât atât întăriți ceea ce am afirmat până acum. Crearea unui guvern de Uniune Națională în care forțele parlamentare, forțele politice prezente în Parlament vor găsi soluțiile viabile, oferind încă o dată guvernului cei mai buni specialiști în domeniile pe care le au. Și sper ca negocierile să fie scurte și să avem un guvern de Uniune Națională cât mai repede. Noi, pentru că el va fi susținut de tot Parlamentul. Și atunci nu vom mai avea aceste dezbateri lungi, această retorică goală până la urmă, despre politică, zi de zi, obositoare de multe ori. Ăla n-a făcut. Haideți să încercăm să facem cu toții. Cred că ar fi pentru prima oară, să spun, ultimii 30 de ani, dacă lucrul acesta, evident, se va concretiza într-un fel în care politicienii români vor fi conștienți de misiunea lor.
Domnul Ionescu, aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Să rămână.